Iar în țara noastră a fost distracție și voie bună în stațiunile montane, mai ales pe Valea Prahovei. Turiștii au luat cu asalt pârtile de schi pentru a petrece un Crăciun de neuitat. Cei mai încântați de stratul generos de zăpadă au fost copiii care s-au lăsat cu greu convinși să se întoarcă de la Sănioși. Iar distracția continuă, desigur, și în zilele următoare. Pe pârtile din stațiunea Sinaia, veselia a fost întoi încă de la primele ore ale dimineții. Zeci de turiști veniți din toată țara au profitat de vremea bună pentru a se distra la maximum. Cei care nu au dorit să se aventureze pe pârtie s-au putut relaxa cu băuturi calde și mâncare pe alese. E de vis! E de vis! Foarte frumos, ce să zic! Un pic mai rece și mai multă zăpadă. Și cu cine ați venit? Cu soția, cu copiii. E o tradiție, toată familia. Veniți an de an? Sau... Nu în fiecare an, dar venim. Vântul aici, la cota 1400, bate destul de tare, însă oricum asta nu-i sperie pe români, pentru că în continuare vedem sute de familii cu copii au venit aici pe pârtie pentru a petrece frumos Crăciunul. Ne place că e frumos la munte, la aer condiționat, decât să stăm numai în casă, mai muci, mai ne distrăm și noi cu fetele. Asta îmi plac mie, să mă distrăm și eu, să mă... Așa spune Domnul Dumnezeu, să, ce face, să încerc să spargem? Nu. Deci ne place viața. De ce ați ales să sărbătoriți la munte? Pentru că este zăpadă, la noi la mare nu este cald și pentru copii, bucuria copilului. Am venit la zăpadă, la Săniuși. Ați reușit deja să vă dați cu Sani? Da, sau... suntem de ieri și ne-am bulgărit și aseară și acum am venit din nou. Piesa de rezistență a sezonului aici la munte este Sania. După cum bine vedeți, este o bucurie nu doar pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Cei mai încântați de stratul generos de zăpadă au fost copiii care s-au lăsat convinși cu greu să se întoarcă în camerele de hotel. Cei mici au organizat adevărate bătălii cu bulgări, au construit oameni de zăpadă și s-au dat cu Sania. Fetelor, eu am văzut că sunteți foarte curajoase și vă dați tocmai de acolo, din vârf. Nu vă este frică, Sofia? Ție nu ți este frică? Nu. Dar cu cine ai venit aici? Eu am venit cu mama mea și cu tatăl meu. Am înțeles. Și tu, Daria, cu cine ai venit? Tot cu ei. Și ce activități aveți voi aici la munte? Ce faceți? Ne dăm cu Sania, facem om de zăpadă și ne dăm cu Deli în gondola. Cum te cheamă? Sofia. Sofia, și cu cine ai venit aici pe pârtie? Eu am venit cu părinții mei. Îți place aici? Da, îmi place să mă dau cu Sania foarte mult. Cum te cheamă pe tine? Saida. Saida, cu cine ai venit astăzi la munte? Cu bunicu, cu bunica, celălaltă bunica, cu tati, cu mami, cu mine. Și cu tine ai venit. Și îți place aici la munte? Da.